decimal eliminat. Oare de ce m-au eliminat? Bună, Yamato. Vă rog din suflet, dacă se poate. Nu mă mai întrebați când mă întorc, pentru că nu am de unde să știu. Și în primul rând că nu vă pot răspunde. Așa că nu mă mai întrebați dacă o să mă întorc în casă, pentru că habar nu am. Te iubim. Mulțumesc din zonul 2. Surprins de multe persoane au rămas alături de mine, nu mă așteptam. Vă spun sincer că, având în vedere că e primul live făcut pe sezonul 2, nu mă așteptam să-mi rămân atât de multe persoane alături și vă spun și de ce. Pentru că nu aș fi vrut să rămân în sezonul 2, dar, nu știu, a fost un impuls de moment. Nu am stat foarte mult să mă gândesc dacă să accept sau nu oferta să rămân în sezonul 2. Faptul că au rămas cu Mari, Jator și cu Bogdan, asta m-a făcut să îmi doresc să rămân și în sezonul 2. Pentru că toată lumea mi-a spus că o să fie greu, că toată lumea o să te atace, că toată lumea o să te jignească, că o să fie la fel ca înainte. Nu, nu avea cum să fie la fel ca înainte, pentru că nu existau aceleași persoane, nu există aceleași persoane în casă și tocmai asta am intrat cu alt vibe. Mari, te-ar fi ales în locul banilor dacă nu-i spuneai tu să iei banii? Sincer, nu știu ce-ar fi ales. Eu, ca și prietenă, consider că ea și-ar fi dorit să mă protejeze. Și nu sunt supărată că am părăsit competiția, nu am de ce să fiu supărată, a fost decizia mea, după cum am mai spus, sunt sigură că Mari m-ar fi protejat dacă nu i-aș fi cerut să ia banii. Ideea care este, mi-am dorit într-adevăr o vacanță, dar nu știu dacă știți, am probleme cu viza. Nu pot să părăsesc țara momentan, pentru că dacă aș părăsi țara, nu aș putea să mă mai întorc în Turcia o perioadă destul de lungă de timp. De ce te-au votat pentru eliminare? Din punctul meu de vedere, ceea ce am văzut la televizor mi-a demonstrat ce fel de bărbați sunt în casă. După cum ați văzut, la sfârșitul sezonului întâi, am spus că îmi place de Bogdan. Când am intrat în casă, în sezonul 2, la fel, am spus în fața băieților că îmi place de Bogdan. Și asta cred că i-a deranjat pe unii dintre ei. La unii dintre ei le-am tăiat elanul, ceea ce mi-au și confirmat după, că dacă nu aș fi spus de Bogdan, probabil s-ar fi apropiat de mine. Dar după cum mă știți, în momentul în care îmi place de cineva, sunt fixată pe acea persoană și nu o fac pentru că vreau. Pentru că, având în vedere că Bogdan nu prea mi-a demonstrat mai nimic, aș fi putut să renunț și totuși să mă fi dat pe lângă băieții în casă să încerc o relație sau măcar să, nu știu, să vorbesc cu toți din casă. Dar nu am vrut lucrul ăsta, am vrut să mă fixez pe Bogdan, să încerc să îl cunosc pe el. Da, tocmai că s-a văzut că îmi place de Bogdan și nu aveam de ce să mint. Eu zic să nu mai vorbești de Bogdan, pentru că oricum caută reclamă.